Egmaio Studios citește Zâna munților de Petre Ispirescu A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar mai povesti. A fost odată un împărat foarte viteaz. Toate împărățiile de prin prejurul împărăției sale îi cerea sfaturi. Atâta era de drept și înțelept. Când se sca sfadă între dânsii, la acest împărat mergeau mai întâi la judecată, și, cum zicea el, așa se și făcea, fiindcă era judecător drept și iubitor de pace. Când fu aproape de bătrânețe, îi dădu Dumnezeu un fecior. Nu se poate spune câtă bucurie simți împăratul când a văzut că dobândi un moștenitor. Toți împărații vecini i-au trimis daruri. Ei nu mai puțin se bucurau că vecinul lor, care îi ajuta cu sfaturi și povețele lui cele de mult folos, a dobândit fecior. După ce se mări, îl puse de învăță carte. El era așa desilitor încât se mirau dascălii de dânsul cum de învață așa repede. Ceea ce învăța ceilalți copii într-un an, el învăța numai într-o săptămână. Ajunsese să nu mai aibă dascălii ce să-i dea să învețe, Iar tată o scrise carte împărătească la niște filosofi vestiți ca să vie să-i spitească cu învățăturile lor pe fiul său. La curtea acelui împărat se afla pe atunci un vânător vestit și, până să vie filosofii cei vestiți, împăratul dete pe fiul său acestui vânător ca să-l învețe meșteșugul său. După ce veniră filosofii, învăță și de la dânsii câte în lună și în soare. Bucuria tatălui său era așa de mare unde vedea că fiul său are să fie procopsit ca nici unul din fiii de împărați, încât se uita la dânsul ca la soare iar el, de ce se mărea, daia se făcea mai cuminte și mai frumos. În toată împărăția lui și a vecinilor lui împărați, altă vorbă nu era decât de înțelepciunea și frumusețea acestui fiu de împărat. N-ajunsese să-și răsucească mustăcioara și foile de zestre curgeau de la fel de fel de împărați care voiau să-și dea fetele după dânsul, dar el nu voia să se însoare așa de tânăr. Într-una din zile, mergând la vânătoare, văzu o turturică, care tot sărea înaintea lui. Lui îi fu milă să o vâneze. El căuta vânaturi mari, fiindcă nu se temea de primejdii. Era vânător meșter și viteaz. În cele din urmă, dacă văzu și văzu că tot îi sărea în cale, întinse arcul și dete o săgeată. El se miră prea mult cum de nu o putu omorâ, el care era așa de bun vânător, ci o răni puțin în aripă, care, așa rănită, se duse de nu o mai văzu. Cum se duse turturica, simți, nu știu cum, nu știu ce, că îi tăcăia inima. După ce se întoarse acasă, era tot cam galeș. Împăratul, văzând că tânjește fiul său cu sănătatea, îl întrebă ce are, iar el răspunse că n-are nimic. Turturica aceea, era zâna munților, care se îndrăgostise de frumusețea lui. Ei nu-i venea la socoteală să se arate lui Aievea, ca să-i dea pricină, și daia se făcuse turturică și îi tot sărea în cale. Nu știa însă cum să facă, cum să dreagă, ca să se cunoască cu fiul împăratului. Peste câteva zile de la întoarcerea feciorului de împărat de la vânătoare, o femeie săracă veni la curtea împărătească să se bage slujnică și, fiindcă tocmai era trebuință de o găinăreasă, o primi. Curățenia și buna îngrijire ce da găinilor și tuturor paserilor de la cotețele împărătești ajunsă de poveste. Împărăteasa era așa de mulțumită încât în toate zilele spunea împăratului câte o vorbă bună pentru bărbăția acestei femei tinere, dar săracă. Ea și începuse a se gândi la norocirea bietei femei. Fiul împăratului, auzind atâtea vorbe frumoase despre găinăreasă, voi să o vază și el. Într-o zi, când împărăteasa se duse să cerceteze găinile și să vază de cotețe, merse și fiul său cu dânsa. Găinăreasa, cum văzu pe fiul de împărat, își aruncă ochii asupra cu o căutătură așa de mângăioasă și așa de plină de dragoste, dar cu smerenie, încât feciorul de împărat se fâstăci oarecum, dar își ținu firea. Simți că obrajii îi arde, o sudoare rece îl trecu și inima a început să-i tăcăiască, de părea că o să-i spargă pieptul. El însuși nu-și putea da seama ca ce poate să fie istoria asta. Plecă ochii în jos, nu zise nici cârc și se întoarse acasă. Toată curtea împărătească lua în nume de bine pe această găinăreasă pentru vretnicia și curățenia ei. Ea se purta cu toate slugile cu bună cuvință, și nimeni nu cuteza să-i zică nici dăte mai încolo, pentru că ea nu le da prilej de glumă. Între acestea, un fiu al unui împărat vecin, însurându-se, a fost poftit la nuntă și pe acest împărat cu toată curtea lui. Împăratul, plin de bucurie, merse la acea nuntă și luă cu dânsul și pe împărăteasa și pe fiul său. În ziua aceea, când era cununia fiului de împărat, la nunta căruia merse acest împărat cu feciorul lui, găinărea sa se ceru și ea de la vătaf să o lase și pe dânsa să se ducă la preumblare. Vătaful, cam răzând, îi zise, Ce-i trebuie chelului? Tichie de mărgăritar!" Apoi o lăsă, iar ea, înghițind înfruntarea, nu zise nimic și pleca. Împăratul era vesel peste măsură, văzând că din atâți feciori de împărați și domni, al său se deosebea prin istețimea, boiul și înțelepciunea lui. Toate fetele de împărat ar fi voit să joace lângă el în horă. Când, Deodată vine la nuntă o fată îmbrăcată în niște haine cum nici una din fetele de împărat nu avea. Cosițele ei împletite cu meșteșug și date pe spate îi atingeau pulpele și ea era așa de bine făcută încât ochii tuturor rămase la dânsa. Ea, cum veni, nici una, nici alta, se prinse lângă feciorul de împărat și numai lângă dânsul juca până către seară. Vorbiră, râseră și povestiră fel de fel de lucruri, dar cam pe sub mână, fiindcă era rușine feciorului de împărat să râză și să vorbească așa înaintea tătâne său. Și apoi, toți fiii de împărați își dau coate, căci băgaseră de seamă că necunoscuta tot lângă el juca. Feciorul de împărat nu mai era al său, se mira însuși de schimbarea ce simțea în trânsul, dar nu cuteza să spuie nimănui. El își puse în gând ca la hora din urmă ce va juca să întrebe pe această necunoscută cine era, de unde venea și de este fată urmăritată, și se gândea că de n avea bărbat să o ceară de nevastă. Când pierii ca o nălucă, feciorul de împărat rămase ca un zăpăcit. Se întoarse acasă, dar cu gândul era tot la dânsa. Tatăl său, văzându-l tot pe gânduri și trist, nu știa ce să-i mai facă să-l înveselească oarecum. Când, iată că îl poftesc la altă nuntă de împărat, unde se și duse cu împărăteasa și cu fiul său. Ca și la cealaltă nuntă, feciorul de împărat jucă cu fata cea necunoscută și frumoasă, care venise și la această nuntă și se prinse în horă lângă dânsul. După multe întrebări, află de la dânsa că ședea tocmai înspre partea aceea încotro era împărăția tatălui său, doar căci nu-i zisese că șade chiar la dânsul. Atunci fiul de împărat îi făgădui să o ducă acasă dacă era singură și ea primi. Însă, tocmai când era să se spargă nunta, ea pieri de lângă dânsul din horă. Se întoarseră de ce acasă împăratul și cu ai lui, însă fiul lor se topea da picioarele și nimeni nu știa din ce pricină. Deși se făcuse vâlvă că feciorul de împărat este îndrăgostit cu o zână, el însă se apăra înaintea tatălui său că nu știe la sufletul său nimic. Toți vracii și cititorii de stele se aduseră și nimeni nu știu să-i ghicească răul de care suferă. Unul din trânșii zise că e teamă să nu dobândească lipici. Între acestea, împăratul fu poftit la o altă nuntă de împărat, unde nu voi să se ducă, fiindcă inima lui nu era de veseli, ci se îngrija mai mult de fiul său. Dar dacă văzu că fiul său atâta stăruiește, îi făcu voia. Acesta porunci la niște credincioși ai săi ca să aibă pregătit la îndemână câteva cazane cu smoală, să le fiarbă în ziua nunții și când va fi în îndeseară, să aștearnă pe drum smoală, după ce puse la cale toate astea, se duse la nuntă. De cum începu Hora, fata cea frumoasă și necunoscută veni ca din senin și iară se prinse lângă dânsul. De asta dată era gătită și mai frumos. Avea niște haine de la soare te putea uita, dar la dânsa ba. Juca feciorul de împărat și se uita la dânsa ca la un cireș copt. Și de asta dată o întrebă și ea tot îi răspunse cam în doi peri. Îi făgădui și acum că se va lăsa să o ducă acasă. Când fu în deseară la hora cea din urmă, pieri ca o măiastră de lângă dânsul. Nu se poate spune cât de mult se măhni el. Căzu la pat și zăcea, fără să-i poată ajuta cineva. Tată său ar fi dat nu știu cât aceluia ce ar fi putut să-i tămăduiască copilul. Când iată credincioșii lui veniră cu un condur măiastra dacă se nomoli în smoală, mai bine lăsă condurul acolo decât să întârzie. Atunci feciorul împăratului trimise pe credincioșii lui să umble din casă în casă și să pui pe toate femeile să se încalțe cu acel condur și la care s-o potrivi aceea să fie soția lui. Tată său se învoi și el la această otărâre se duseră deci credincioșii lui, ocoliră toată împărăția, cercară toate femeile condurul și la nici una nu se potrivi. Auzind feciorul de împărat una ca aceasta, se îmbolnăvi și mai rău. Apoi porunci să încerce și femeile din curtea împărătească. La niciuna nu se potrivi. Nu mai rămase decât sa, pe care o uitaseră. Dar împărăteasa, aducându-și aminte de dânsa, îi porunci să se încalțe și ea cu condurul. Când îl trase la călcâi, pare că fu de acolo. Era turnat pe piciorul ei. Ea începu a se văicăra și a tăgădui că nu era condurul ei. Feciorul de împărat, cum auzi, porunci să-i o aducă și, cum o văzu, strigă, Asta e mamă! Ea, deși găduia, dar întețită de rugăciunile împăratului, ale împărătesei și ale fiului lor, în cele din urmă mărturisi că ea este stăpâna condurului. Ea îi povesti că este zână măiastră, că îl îndrăgostise de când îl văzuse la vânat, că el rănise o turturică și că acea turturică era ea, și, dacă nu s-a arătat lui așa cum este, a fost că, de va lua de bărbat un om de pe pământ, toată puterea ei piere. Mai spuse că, spre al putea vedea mai adesea, intrase găinărea să la dânsii și că tot ce ea făcuse era numai pentru dragostea lui. După aceea ieși la scară, bătu de trei ori în palme și iată o cărucioară, fără să fie trasă de cai, veni ea își luă zestrea numai de scumpeturi din trânsa, apoi, curgându-i și roaie de lacrăm din ochi, se întoarse și zise feciorului de împărat, Iată, pentru dragostea ta mă lepăd de puterea mea cea mai numai și tu să mă iubești, precum te iubesc și eu." Dete drumul cărucioarei și rămase lângă fiul împăratului, carele, în scurt timp, se făcu sănătos, Apoi se făcu o nuntă de ale împărăteștile și după moartea tatălui său rămaseră ei în scaunul împărăției și domnesc și astăzi, dacă nu vor fi murit. Iar eu încă le cai poșea și vă spusei dumneavoastră așa. Ați ascultat? Zâna munților de Petre Ispirescu, citit de Egmaio Studios.